În psalmul care a fost citit, printre altele aici, spune foarte frumos cuvântul Domnului, zice, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine mă înalt sufletul. Și apoi spune versetul 10, învață-mă să fac voi ta, că și tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Adevărul este că numai Dumnezeu este Cel ce ne poate călăuzi și ne poate învăța. În Psalmul 25, foarte frumos aici, David spune, tot în această direcție, ce Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Dar acum versetul 9 spune, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Deci noi trebuie să ne smerim, iar El ne învață. El are metodele lui de a se ocupa personal de fiecare în parte. Dar dacă nu ne smerim, nu vom înțelege, chiar dacă ne spun alții din jurul nostru, nu vom putea fi deschiși la ceea ce ne învață. Asta este calea, asta este la lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa, dacă nu distorsionez calea, dai o altă interpretare și turnură lucrurilor. Tot în această direcție, în psalmul 119, spune aici versetul 67, până ce am fost smerit sau până ce nu m-am smerit, rătăceam. Știți ce spune Biblia? Zice, cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul poporului și adunării, chiar aici, în mijlocul poporului, pot să fi rătăcit. Unul de lângă tine să meargă bine pe cale, iar tu să ai impresia că ești pe calea cea bună și să fii pe o cale greșită. Până ce am fost merit, sau până ce nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. În momentul în care mă smeresc, păzesc cuvântul tău și îl împlinesc. Vedeți, noi nu vrem să avem lumină și călăuzire, pe ca să mergem pe calea cea bună, de a spune numai la alții. În primul rând, eu să trăiesc eu să fiu pe calea cea bună și eu să împlinesc ceea ce Dumnezeu îmi spune, atunci îmi va da în continuare lumină mai multă și înțelepciune mai multă. Domnul nu face risipă niciodată. Zice că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. E adevărata înțelepciune. E înțelepciunea care duce sus. Or Domnul nu face risipă, o dă acolo unde omul împlinește, câteodată mâine îi va da mai mult, poi mâine mai mult și el să uite la umblarea noastră. Biblia spune, printre altele, el numără pașii vieții noastre de pribeag, pașii. Au zis că și aia sunt numărați. Lacrimile noastre le pune în burduful lui și alea sunt cântărite. Nimic nu este pierdut. Întrebarea este, unde să mă duc departe de fața ta? Unde pot să... Există vreun loc, vreun colțișor unde să mă pot ascunde? nu există așa ceva. Dumnezeu este pretutindeni. Și el mă vede, el citește, tot aici în psalmul 119 zice versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Ca să învăț orânduirile tale. Versetul 75, știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. Dar să știți că dacă ne smerim noi, nu ne mai smerește Domnul, și e salutar să fie așa, că când ne Domnul uneori, te mai, e mai usturător. Domnul are metodele lui de a smeri pe cineva. Așa spunea și Ezechie, atunci când a fost bolnav și când vine în rugăciune înaintea celui prea Dar e cel mai bine să ne zmerim noi înainte de a ne zmeri Domnul. Să-l recunoaștem ca stăpân, să-i dăm întâietate să fie stăpân și Domn în inimile noastre, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și Mântuitor, ca stăpân. Vedeți, modelul nostru este Domnul Isus. Dacă El s-a smerit, așa spune Biblia. Deci, încă o dată, asta pornind de la ceea ce spune aici. Învață-mă ca să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. El mă învață dacă mă smeresc. Domnul Isus este modelul nostru. Uite ce frumos vorbește Biblia despre El. Zmerenia, știți cum ce am înțeles din Biblie, este terenul de unde cresc toate virtuțile posibile, terenul. Toate virtuțile cresc. Dacă nu e zmerenie, de-aia Domnul a spus, veniți și învățați de la mine, Matei 11, versetul 29, că ce eu sunt blând și smerit cu inima. Smerenia din inimă și apoi se ia, se exteriorizează. Și în exterior, în vorbire, în privire, în gesturi în atitudinea din familie, în atitudinea din afara sferei familiei și peste tot. Spune Biblia despre Domnul Isus. uitați ce frumos vorbește aici, în Cartea Filipenilor, capitolul 2, zice să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Care era gândul? Au zis ce gând? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de deopotrivă cu Dumnezeu, S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rofă, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Nu poți să asculți dacă nu te smerești. Omul care se smerește, îl ascultă, îl are o relație bună cu cel de lângă el. Omul care se smerește de întâietate, de cinste. Omul care se smerește are o relație bună și pe verticală, dar și pe orizontală cu cei din jurul lui. Asta este lege. Eu nu pot spune, eu am o relație bună cu Domnul și eu am stări tensionate, litigii cu cei de lângă mine. E o tragedie să te cheme Domnul în veșnicie într-un moment în care ai ceva litigi și nu ești într-o relație bună cu cei de lângă tine. De noi trebuie oricând să fim la zi cu tot ceea ce Domnul vrea. Zice Biblia printre altele în romani, zice Apostolul Pavel, zice să nu datorați nimănui nimic, cu-i datorați cinstea, dați cinstea, cu datorați și așa mai departe. Frica și așa mai departe. Și apoi continuă în, în final, zice să, să nu datorați nimănui nimic, ci să vă iubiți unii pe alții. Deci ce înseamnă asta? Oricând m-ar cerceta Domnul să nu mă găsească ca un datornic, ca unul care sunt dator, ci ca unul care sunt la zi, totul este la zi. Păi, în ultimă instanță, noi nu știm când ne cheamă Domnul Veșnicie. Venirea Domnului, sigur, nu știm când este, dar mă poate chema Domnul înainte de a fi venirea Lui, oricând. pe păi la ora actuală, atâtea întâmplări nefaste, atâtea probleme pe care noi le auzim, parcă suntem îngroziți. Vârste diferite. Domnul, sigur, are planul Lui cu fiecare. Și atunci eu trebuie ca atare să fiu pregătit. Știți ce spune în această idee omului Dumnezeu? David, spunem, Psalmul 139, foarte frumos, să roagă, să nu uităm, el a fost și proroc, a fost o greșit în viață și el s-o -o, căit s-o plâns și zice: Păcatul meu să pururea înaintea ochilor mei. Că nu m-am împotriva ta și nu mai împotriva ta, am făcut ce este rău. Și acum el spune aici, foarte interesant, ultimele versete 23 și 24 din Psalmul 139: Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Au zis că El știe și gândurile, zice, spune omului până și gândurile Lui. Gânduri pe care le-am avut aici pe bancă și nimeni nu le știe de lângă mine. Dar Dumnezeu le știe. Înaintea Lui sunt transparent. El spune omului El și gândurile în, în, în ziua aceea le pedepsește, care sunt gândurile. Doar fost gânduri bune și nu le-am putut pune în practică și pe alea Domnului are în atenție și în cântarul Lui. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Și acum el spune versetul 24, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei, s-ar putea să fiu pe o cale rea și să nu știu, da? S-ar putea, absolut. De aia el se roagă, e sincer cu inima, când dorești mântuirea mai mult ca orice. Când mântuirea e primordială în viața mea, sigur, atunci asta doresc, asta o caut, îl caut pe Dumnezeu, Doamne, lucrează Tu, du pe calea Ta. De aia spune Biblia, ce-ar folosi unui om să câștige lumea întreagă dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce n-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Eu m-am întrebat artădată când un om poate să fie pe o cale rea și să nu știe pe o cale rea? Atunci când mereu apare euul în, în vorbirea noastră, în viața noastră, nu-i admis, foarte Domnul Iisus, niciodată nu a tras slava spre El. Toată slava a îndreptat-o spre Tatăl. Niciodată nu s-a slăvit pe El. Zice, eu nu caut slava mea. El a spus întotdeauna, cuvintele pe care le dau, eu nu sunt ale mele, ci sunt ale Tatălui. Ce cuvinte avem noi pe buzele noastre? Vorbele noastre. Ce fel de vorbe sunt? Omul va da socoteală de orice cuvânt e folositor pe care îl va fi rostit din gură. Din prisosul inimii vorbește gura, Păi dacă inima e plină, îmbibată cu cuvânt, cuvânt vei avea. Dar dacă n-ai cuvânt, vei da ce ai? Vorbiți între voi. Nu putem să tăcem. Nu ne putem retrage undeva să ne fim spudnici. Noi vorbim, suntem în societate. Și asta vrea Domnul. Și în familie, și în afara sferei familiei, și în biserică. Dar vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duovnicești. Lucrările pe care le fac eu, o spus Domnul Isus, nu sunt ale mele. Ce frumos, ce, ce modestie, ce smerenie, extraordinar. Nimic ale Lui, nu a ieșit în evidență, nu a vrut să iasă în evidență El. L-a pe Tatăl în evidență. Lucrările sunt ale Lui, ale El face aceste lucrări. Îi aparțin. Ce frumos, viața noastră să fie presărată de lucrările Lui Dumnezeu. Să fie El prezent în tot ce facem noi, în lucrările Lui. Când pot să fiu pe o cale rea? Atunci când nu mă pot bucura de succesul celui de lângă mine. Când nu mă pot bucura de succesul Lui, când îi merge mai bine și eu nu mă pot bucura. Înseamnă că ăsta e un test, mă pot cerceta. Înseamnă că nu e în ordine ceva. Ce frumos! Fiecare să caute folosul celui de lângă el, folosul altora. Dumnezeu dorește această... Căutare, apropiere. Încă o dată, revenind la textul care a fost citit în seara aceasta și revenind la Psalmul 25, Domnul învață, El se ocupă personal de creșterea spirituală a noastră. El ne crește spiritual. Și El nu vrea să fim copii, să rămânem mereu la, la cele infime, mici. El vrea să creștem. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. El învață pe cei smeriți, de aceea în seara aceasta acest gând doresc, Doamne ajută-ne să ne smerim. Amin. Amin? Mai încape smerenie? Ne mai încape? Să știți că de nu a murit încă nimeni. De mândrie ori murit mulți și ori căzut și începând cu Lucifer, cu diavolul. Locoborâți mândria. Dar noi nu-l putem depăși oricum pe Domnul, niciodată nu-l putem ajunge, dar trebuie să ne dăm silințele. În calitate de copii. Apoi un alt gând care l-am aici, un frate l-amintea, să ne apropiem de Domnul. Eu îmi zic mereu, Doamne ce har avem! Știți ce spune în cartea lui Eremia, printre altele aici, cuvântul lui Dumnezeu? Spune în Eremia în capitolul 30, auziți numai ce frumos, consemnează Eremia. În versetul 21, a doua parte a versetului, zice... Că cine ar îndrăzni să se apropie de cap, din capul lui de mine, zice Domnul? Cine ar îndrăzni de capul lui, el personal, să se apropie de Dumnezeu? Păi nu poate. Știți ce spune în capitolul 33 din Isaia, versetul 14 și 15? Că el este un foc mistuitor, flăcări veșnice. Ne-ar topi dacă ne-am -am, încercat. Nu putem, dar există o filieră, o modalitate de a ne apropia de Tatăl, Domnul Iisus Hristos, prin El... Prin El noi ne putem apropia de Tatăl. Acces. Uitați, ne rugăm aici. Ne rugăm pe genunchi sau în picioare, oriunde sunt, acasă, oriunde sunt. Mă rog, și rugăciunea mea a ajuns Iisus voi care odinoară erați despărtați, depărtați, a fost apropiați prin sângele Lui. Versetul 18, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Într-un duh, prin duhul, închinător adevărat, sunt în duh și în adevăr. Astfel de închinător dorește Tatăl. Eu mă rog și rugăciunea mea ajunge la cel preanalt. Doi, în capitolul 3, zice aici, versetul 12, în el avem prin credință în el slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Frați și surori, noi ne rugăm, că ne rugăm, trebuie să credem din inimă. Dacă îl avem pe Domnul Iisus, că altfel nu, Altfel nu. Păi Biblia spune că până și rugăciunea e o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Pentru dreptul celui nelegiuit, acelui rău care face răul. Așa spus text, text foarte mult în direcția aceasta. Dar pentru noi care l-am primit și Domnul Isus îl lăsăm să fie stăpân și Domn în fiecare zi, să controleze viața noastră, vorbele noastre, gândirea noastră, el ne-a creat acest culoar liber înaintea celui preanalt. Au numai ce frumos vorbește în cartea evreilor. Autorul epistolului către evrei spune aici în versetul 16, citim și 15. Zice căci nu avem un mare preot care să aibă, din capitolul 4 din Evrei, nu avem un mare preot care să n aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat să ne apropiem, zice, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să fim și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie, să ne apropiem de Dumnezeu. Prin Domnul Isus, de aia nimic fără Domnul Isus, nu e un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Dar este un nume și numele acesta este Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Tot aici în Cartea Evreilor, autorul Epistolei către Evrei spune în capitolul 10, versetul 22, zice, să ne apropiem dar cu o inimă curată. Auziți, ne arată și modul în care să ne apropiem, inimă curată. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Cei cu inima curată. Zice, ținta porunce este dragostea care vine dintr-o inimă curată. E mare lucru să ai inima curată. Dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Extraordinar! Și aici zice să ne apropiem, dar cu o inimă curată, cu o credință de pline, cu inimile stropite și curățite de un cuge drău și cu trupul spălat cu o apă curată. Nu putem oricum de tată, cine se apropie de capul lui, las că Domnul e bun, astea afirmații ieftine, ușoare, gratuite. Da, Domnul bun, Există însă o rânduială, există o filieră, o modalitate, principii la care Domnul nu renunță pentru nimeni. El nu face excepții, la el nu există favoriți. El pe toți ne cheamă, toți suntem creatura mâinilor Lui, toți suntem ai Lui. De aia ne spune Biblia prin Petru, zice, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii, că toți sunt creatura mâinilor Lui. Tot, în carte, tot aici, în Cartea Sfântă, în Iacov. Ne spune tot în această direcție versetul 8 din capitolul 4, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi, e nemaipomenit. Deci o fac pași spre Domnul, mă silesc, mă străduiesc și Domnul nu mă lasă, El vede, vine și El în întâmpinarea mea și El face pași spre mine. Nu mă lasă cumva așa să fiu pierdut și să mă zbat doar fără a primi un răspuns și ajutor, Și El face pași spre mine și El. Și la un moment dat există o contopire, o întâlnire, un răspuns pe care Domnul îl dă. Încă o dată apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dar aici zice, curățiți-vă mâinile, curățiți-vă inima. Nu vrea inimă împărțită, El vrea inimă întreagă. Și apoi Petru tot în această direcție spune în epistola lui, 1 Petru capitolul 2, versetul 4. Versetul 4 spune, apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Dar acum de la versetul 1 la versetul 3 spune, lepădați ce trebuie să facem noi. Mă apropii, dar cum? Zice, lepădați orice răutate, lepădați orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, orice fel de pismă, de clevetire, un control absolut o analiză minuțioasă a vieții, a vorbirii, a gândirii, a privirii. Zice, în habacuc despre Dumnezeu, zice, ochii lui sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Nu pot să vadă răul. Ori el pretinde și mie ochi curați, sfințiți, mădularele noastre, că își făcusem un legământ cu ochii mei, spunea Iov. Zice, ferice de cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul. La ora actuală, când e atâta rău în jurul nostru și vezi atâtea, totuși un copil al lui Dumnezeu vede, dar nu vede. Vede numai ceea ce trebuie să vadă, să ai puterea asta, este extraordinar. Aud, dar nu aud vorbele rele, murdare și așa mai departe. Aud numai ceea ce trebuie. Dar pentru asta, sigur, eu luptă până ajunge acolo și Dumnezeu ajută, că El vede. Îmi doresc, El mă sprijinește și El mă ajută. Unul Petru aici zice, le pădați, dar orice răutate, orice vicleșu, orice fel de prefăcătorie, câtă, câtă fățărnicie și viclenie la ora actuală. Extraordinar. Zice, le pădați, Domnul nu-i de acord cu ea. Astea sunt toate taxate de Domnul, să știți. Și când le găsește în viața unui copil al Lui Dumnezeu, că noi ne întrebăm, Doamne, dar n-am făcut păcate mari zice lăcomia sau adulterul, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Dar tot acolo, în Efeseni mai spune ceva, arată și alte lucruri prin care noi îl putem supăra pe Domnul. Și au zis numai ce spune aici, zice orice amărăciune, am amărăciune în inimă, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Păi copilul lui. Chemarea mea e înaltă. Mi-a chemat, chemat Dumnezeu să-L reprezentăm pe El cu demnitate aici în lumea asta. Domnul Iisus a avut chemarea să-L reprezinte pe Tatăl, iar noi avem chemarea să-L reprezentăm pe Domnul Iisus. Asta e chemarea noastră. Așa spune Ioan 17. Cum o trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi în lumea aceasta să-L reprezentăm pe El. Uitându-se oamenii, că noi spunem nu la noi, ci la Domnul Isus, dar până la Domnul Isus ne văd oamenii pe noi. Ce văd oamenii în viața noastră? Bunătatea, blândețea, gingășia aceea pe care au avut-o Domnul în dreptul fiecăruia. Din potrivă fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos, așa iertați-vă și voi. Eu doresc pentru această biserică Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne ajute Domnul că viața se duce, să ducă ani, îmbătrânim, zice, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie ani când vei zice, nu mai găsesc nicio plăcere în ei acolo spune, dar aduți aminte de creatorul tău, de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Acum noi mai spunem uneori parafrazat, aduți aminte în zilele vieții tale pentru cel care e mai în vârstă, dar nu lăsa să ajungi în neputință, ajungi la orizontală și nu mai poți face nimica. Ce frumos când încă ai sănătate și putere și ai energie să o pui la dispoziția lui Dumnezeu, să trăiești pentru slava Lui să lauzi pe Dumnezeu, să, să te rogi, să nu începi ziua fără Dumnezeu. Să-i mulțumești, apoi să apoi să-l implici în toate problemele tale. În momentul în care încerc singur să mă descurc, Domnul vede, El mă lasă, nu mă oprește, dar tot felul de încurcături, tot felul de prejudicii care vin în urma încurcăturilor. Și îmi pun întrebări, Doamne, da, de ce e așa? Uite de ce este așa. Încheie aici și doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze.